Bun găsit! Au fost de toate la prima ediție a crosului Sucevei. Sudoare, lacrimi, ploaie, dar și performanțe. Competiția în sine a stat sub semnul performanței pe toată linia, de la participare, concurs și până la organizare. Peste 1000 de copii, părinți și bunici s-au aliniat la linia de start. Evenimentul organizat de Asociația Județeană de Atletism Suceava, în colaborare cu deputatul Ioan Balan și firma Marelvi, i-a atras fără scăpare pe iubitorii sportului și ai mișcării. Centrul municipiului Suceava s-a transformat într-un adevărat furnicar, iar mulți dintre participanți s-au înghesuit pe ultima sută de metri pentru a se înscrie în cursă. Senatorul Gheorghe Flutur, copreședinte al Organizației Județene Suceava a Partidului Național Liberal, dar și reprezentantul principalului sponsor, s-au declarat încântați de eveniment, încă de la primul start. De asemenea, au fost încântați de participare și de atmosfera competițională și deputat Sanda Maria Ardeleanu, dar și copreședintele Organizației Municipale Suceava a Partidului Național Liberal, Ioan Balan, el fiind și unul dintre organizatori și sponsori. Era nevoie mai de mult de acțiuni de acest gen în Suceava. Părerea mea că trebuie să începem într-adevăr o campanie de dezmorțire a Sucevei și întâi mă refer la noi, la mine, dacă vreți, că am și o burtă cam mare și e loc de unde să dau jos. Dincolo de asta, trebuie să felicit organizatorii. Întâi pe deputatul Balan și îl felicit sincer pentru această inițiativă superbă. Sponsorul care a venit lângă noi e Mitică Mihălescu și doamna Viorica Harja de la Marelvi. Deci sunt oameni deosebiți și le mulțumesc că au înțeles ce înseamnă să investești în sănătate. Mi-a crescut inima când am văzut copiii aceștia la start, fetele care au plecat primele. Cineva m-a întrebat la ce categorie vreau eu să alerg și am spus la peste 18 ani. A fost un răspuns de politician, pentru că peste 18 înseamnă și 50. Știți? În rest, n-am decât să mă bucur. Suceava în mișcare a stat destul Suceava și cred că avem motive serioase să o punem în mișcare. Mă simt onorată să reprezint compania Marelvi la acest eveniment. După cum am spus, îl felicit pe domnul deputat Ioan Balan pentru acțiunea dumnealui. Suntem o companie de suflet din Suceava, susținem acțiunile din Suceava și ne bucurăm să încurajăm sportul, sănătatea, cum a spus și domnul președinte, și vă doresc mult succes și desigur și pe viitor să putem fi implicați în astfel de acțiuni. Mie mi-este teamă că Suceava este pe punctul de a face implozie. Vedeți și dumneavoastră câtă energie este degajată aici în centrul Sucevei. Nici ploaia, nici norii nu ne sperie. Sucevenii sunt realmente fericiți de această inițiativă. Îi mulțumesc colegului meu, domnului deputat Ioan Balan, pentru inițiativă. Mulțumesc Asociației Județene de Atletism pentru profesionalismul în organizarea manifestării. Mulțumesc președintelui Flutur că este aici și constituie ca întotdeauna un model pentru toată lumea. Mulțumesc Marelvi pentru sponsorizare și pentru susținerea evenimentului. Iată că se poate. Inițiativa și cu profesionalismul, dacă merg împreună, rezultă ceea ce se întâmplă acum la Suceava. Am emoții pe de parte de vreme, că aș vrea să fie o vreme frumoasă, și a doilea, să rezist până la capăt în această categorie la care voi concura și voi alerga și eu. Mă bucur că sucevenii sunt în număr așa de mare astăzi aici. Până la urmă, asta era și ideea. Tot ceea ce propun pentru viitor sucevenilor este ca în acțiunile pe care le facem să fie și ei un partener activ. Ori acțiunea de astăzi, pot să spun că din partea sucevenilor, uitați-vă și dumneavoastră ce număr mare, toți pe cei care îi vedeți cu numere, cu tricouri, sunt participanți la cross. Noi am anticipat o participare numeroasă. Mulțumesc Dumnezeu că vremea ține cu noi. Probabil pe parcursul zilei vom mai discuta. Îndată încep să apară primii câștigători. Haideți să ne bucurăm cu ei!
Reprizele de ploaie nu au descurajat concurenții și nici organizatorii, care s-au ținut de programul stabilit extrem de riguros. Coordonatorul tehnic al primei ediții a Crosului Sucevei, Sorin Arață, a arătat că implicarea unor sportivi de renume din județul Suceava în susținerea acestui cros este o garanție că lucrurile se mișcă pe un făgaș normal. El a salutat implicarea tuturor celor care iubesc sportul, mișcarea și sănătatea. De toate au fost la acest eveniment sportiv de masă, de la sudoare și lacrimi până la ploaie și performanțe. La cei 75 de ani ai săi, Ștefan Hreniuc s-a dovedit unul dintre veteranii crosului de ieri. 25 de ani, trebuie menționat că la linia de start s-au aliniat peste 1000 de copii, părinți și bunici.